Deci, fată, dacă vrei să fii virgină, te costă între 800 de euro și 1000 de euro în România. Se numește himenoplastie. Adesea pielicicili și le dă cu scocinile. Ah. Vine domn doctor, îl lipește pe fetele, le zgârie așa cu bisturilul. Face un fel de rană și lipește rana aia și le face așa. Da. Și stă pizda. Ah, îți bagă un litru să pizdă, să stea așa. Desinfectează bine zona. De, cred că ți-o face imediat după ce ai ciclu. După ce dai sângele cu tine, în zilele alea are timp și cum pili cicili imediat. În câteva zile se lipește. Păi de ce? Tu știi cum dă repede să vindecă pizda? Că am văzut eu femeie gravidă. Îți dai seama să născu un bebeluș de ăla. Era mai urât. Și o doare pizda. Dar în două, trei zile, gata, gacica se poate acupla. Nu mai doare pizda. Deci asta, deci în două, trei zile, gata, se virgină. Și a zis, bă, mai mult e pentru creierul aia. Dar în România nu prea se face. Că costă pula mea o pizdă ca și nouă. O spălie ca și nou. O mie de cocos. Și la unele e dificil. Deci poate să fie mai mult de 1000 de cocos. Cât vine la românica noastră, cât trebuie să muncească aia. Un an de muncă ca să facă virgină. Bă, nu mai am țigărușii. Da, asta e. Păi, e aproape imposibil. Cum dracu poate să țină prostul lângă ea un an de zile, fără să-i da pizdă ca să poată să țină prostul. Și să facă iar virgină. Deci trebuie făcut rapid. Deodată. Vaginal original. Deci trebuie să ții prostul tu. Că... Și ai și recunoscut. Ți-e de-alea religioasă. Da, am zis da. Și ăla... A, virginică de fată. A, da. Aia am gândit se amuze. Sunt virginică second hand. Cum? Second hand? Șolemon. Băi, se explică la fetele care au fost violate, sunt traumatizate, ele poate erau chiar virgine. Că unele sunt luate cu japca și violate. Și atunci, medicina rezolvă. Și asta ar fi o rezolvare ca aia să stea liniștită la creier. Că după aia poate... Ăla... Și aia poate a fost violată. De vreun dement. Beții sau drogat, sau luat cu drojdia în cap, sau chiar biliu, violează la fată, că sunt mai multe explicații, știi? Și aia, dacă a luat-o cu japca, are, poate să dezvolte din ce chestii la creier. Că ăla poate să ducă niște flori, niște bombonele, prăjitrici. De astea se duce la fel. Și ușurel, ușurel, se întâmplă dragostea. Maxim în câteva luni, cât ar fi de religios, închinăcios. Se întâmplă să îți dea bucățică de pizdă. La alții mai repede, la alții mai... Depinde de dinamica cuplului. Poate la alții le-a dat pizdă mai repede, poate la alții pizdă mai lent. Nu te ofica. Nu ești mai bun sau mai prost ca ăla. Nici fata nu mai e cum era acum un an de an. Nici tu nu mai ești cum erai cu alte partenere. Deci nu poți să dai o rețetă exactă a succesului. Nici la pizde, nici la tine.